din satul Dângești, comuna Berislăvești, urcăm pe drumul ce duce la cabana Cozia, cam 11 km, până în curmătura Mocirle. Drumul nu este asfaltat, dar se prezintă în condiții bune. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vă invităm la o drumeție în Parcul Național Cozia. Vizităm poarta de piatră, urcăm la cabana Cozia, urcăm pe vârful Ciuha Mare și mai vedem! Ne echipăm, ne punem bocancii. Salutare! Lăsăm mașina aici. Puțin mai sus începe traseul către poarta de piatră. Și aici. Cum au crescut ele așa pe firul apei. Cănitoarea. Cred că s-a speriat de noi. Nu mai văd, s-a dat după copac acolo. E acolo. O văd perfect. Dar nu cred că nu bate aparatul până acolo. Uriaș. Aici, uite, e frumos aici, la stânca asta. Acolo-i traseu. A fost. Ce copac a fost aici. Uscat, săracu. O nație de brad. Da, s-a uscat. Uscat, așa crescut în piatră. Hai că ne băgăm. Hai că se decă limănește. Hai să ne băgăm. Ciuha Mare, da. Ăla e de acolo. Da. Picolo,
pădure să vede zăpada. Pete, ce de zăpadă? Nu te duci mai în margine, nu. Uite ce aici. Nu mă duc. Ce foagă aici. Acolo era copacul. Era în stâncă, el și-a făcut de la rădăcinile picioare. Acela. Cred că aici, între stâncile astea două. Poarta de piatră este un imens portal deschis în stâncă, situat pe muchia îngustă ce se desprinde din vârful porții de piatră. Dimensiunile portalului sunt impresionante, aproape 9 metri înălțime, 7 metri lățime, iar grosimea pachetului de roci care întinde arcada în jur de 7 metri. Ai trecut prin portal. Haide. Altă lume. Am ajuns la primul obiectiv al traseului nostru. Uriașa arcadă de piatră. Poarta de piatră din Parcul Național Cozia. Ocolim stânca și ajungem la un frumos punct de belvedere. Ia vezi că dacă mă bate vântul, știi ce hoagă aici? Haide cap! Nu e old, nu știu, e un drum acolo, e un put sau nu știu ce să mai vede. Da, se vede foarte frumos acolo lacul. Da. Acum mergem spre cabana Cozia. Sunt brândușii răsărite pe unde s-a topit zăpada, viorele frumoase. Da, arcada aia, o oră duc, o oră întun. Zăpada, poc, poc. Cum e zăpada fiecare, da? Dar e tare așa, să merge, da. Departare se vede releul. Și noi ne îndreptăm către cabana Cozia. Păi da, e porțiunea asta înzăpezită. Și am ajuns la cabana Cozia. De la cabana Cozia urcăm pe vârful Cozia. Sunt acolo în fața indicatoarele. Cabana Cozia are locuri de cazare, are restaurant, este amplasată într-o zonă liniștită și pitorească. Thank you.
satului. Ăla, nu știu ce pod, ăla e ăla din centru, vine către stadion, cred că ăla. Cred că da. Nu? Cred că da. La toamnă vii să mănânci afine. Și am ajuns la următorul obiectiv al excursiei noastre de astăzi. Vârful Cozia sau Ciuha Mare, 1668 de metri. Ce frumos se vede Valea Oltului. Și Oltul. Cozia, această cetate de stâncă, construită și modelată de forța naturii, domină Valea Oltului. În mare parte împădurită, se desprinde din lanțul Carpaților meridionali ca o insulă ce stârnește curiozitate și interes. Găsim aici un relief variat, de o rară frumusețe, vegetație bogată cu numeroase specii endemice. Triunghiul albastru, la păușa. Și ăsta jos e asta la Olt. Cu dunga albastră este spre cabana, spre mănăstirea Stânișoara. Da, ăsta de muchi așa. Și Ciuha Mică, 1629, aici suntem. Punctul de informare și Ciuha Mică. Aha, da. Și imediat vârful. Și de aici să bifurcă triunghi albastru și muchie albastră. Da. Mai mergem așa puțin și ne întoarcem. Suntem la 1612 metri. Da. Acolo e șoseaua pe unde am urcat noi. Noi avem undeva mașina după vârful acela cu brazi. Da. Deci Bulzului în stânga, da. Și Durduc în dreapta. Da, așa vine. În zona, în comuna Berislăvești, se află un valoros monument de arhitectură feudală târzie, ctitoria a boierului Sandu Bucșenescu și al soției sale Maria. Lucrările au fost finalizate în 1762. Aici, turnul Clopotniță, prezent încă de pe vremea ctitorului, are în componență 3 clopote mari de argint. Muntele, fiind situat aproape de Valea Oltului și nu departe de stațiunea Călimănești-Căciulata, oferă posibilitatea
îmbinării drumețiilor montane cu relaxarea la piscinele termale din zonă. Dacă ți-a plăcut experiența de astăzi, nu uita să te abonezi la canal. Împreună vom descoperi cele mai interesante peisaje și cele mai frumoase trasee. Până la următoarea aventură, toate cele bune! La revedere!